jucăm. Așa că îl primim cu aplauze pe prietenul nostru, magicianul Robert Tudor! Salut, Pepe! Salutare! Mă bucur foarte mult să fiu în această seară alături de voi și astăzi și mâine. Și poi mâine vreau să spun că s-au descurcat minunat invitații noștri, dar vreau să-i văd cum se descurcă de acum încolo, la probele mai grele care se vor desfășura în partea mea de platou. Păi acolo e greu, în partea ta de platou îl trimit pe Cristi, la tine. Fii atent, Cristi, vino puțin să-ți spun ceva. O iei frumușel așa, pe traseu. Poți să iei chiar prin spatele pupitrului, dacă vrei. Și te duci la Magic acolo. Acolo o să participi la un joc. Eu am un șoc. O să participi la un joc. Un joc extraordinar. Oameni buni, este cea mai tare emisiune și o să râdeți în hohote de aici încolo. Uitați-vă cu atenție la acest joc. Suntem la Nu te supăra! Ai legătura, Magic, ai legătura! Iată-mi, Cristi, ce ai de făcut? Ai jucat vreodată șotronul? Da? Da, ăsta se numește șotronul cofetar. Adică? Adică o să sari într-un picior, da? Ținând în mână câte un tort. În mâna dreaptă și în mâna stângă, da? Vei sări normal, într-un picior, că nu o să fie dreapta și... Aici două, unu, cu torturile în ambele mâini, te-ai întors și ai venit înapoi. Cireașa de pe tort este că ai un singur minut. O să cad. Hai să vedem, dacă reușești să faci această probă, vei avansa cât ai dat pe zar, adică 5. Ține palma, în palmă. Asta. Gata, hai că e ușor. Hai cu energie, deci, Cristi. Să mă și întorc cu ele? Da, multă pasă, da. Stai. 30 de secunde. Din partea mea, 30 de secunde ai. Plus un minut? Am jucat și eu. Ai zis că ai mai jucat, nu? Am mai jucat, eram copil, doamne. Acum ați bătrân, șotron de bătrân, aveți doar cu două puncte. Dacă ești profesionist, da? 30 de secunde. Te-am întrebat dacă ai mai jucat, dar tu ai mai jucat. Dacă nu jucai, aveai un minut. Să știi. Hai. Că poți să preferi și altceva, stai liniștit. Nu e nicio problemă, poți să pierd înainte de a începe. Stai la loc, Cristi! Te poate pierde înainte de a începe, nu e nicio problemă. Și renunț la chestiile alea de acolo. Să-mi spui când ești pregătit. Sau la dumneavoastră? Cristi, în... Star și eu pe lângă tine. 3, 2, 1, start! Atenție la cronometru, 30 de secunde. Bravo, Cristi, bravo, tata. Bravo, Cristi. Aia e extraordinar, 25 de secunde. Mamă! Eu uite, frate, nu cred, am întors în 10 secunde, mai 20 de secunde. Bravo, Cristi! Aia e, tată! Nu se poate! Secunde, fericitări! Mamă, n-am mai văzut în viața mea ochelari cu tort! Nu credeam că ajung să mă tâmpesc la bătrânețe, pe cuvântul meu. Bici, mulțumesc, Cristi, mergi, te rog, la Pepe, punctele sunt ale tale, felicitări echipei roșii! Bravo, Cristi! Felicitări, Cristi!